Profețiile, profețiile sunt lucru greu. De ce sunt greu? Pentru că e cel mai dificil lucru de a ști în lumea asta este viitorul. Și dacă ați observat chiar în filmele SF, dacă vreodată ați văzut, faptul ca să spui viitorul este o imposibilitate. Și să spui ce se va întâmpla peste un an, de exemplu aici în Canada sau în America, este un lucru dificil, mai ales cu virusul care e acum. Dar să spui peste 10 ani, 50, 100 de ani, 300 de ani, 600 de ani, să spui ce se va întâmpla, asta toată lumea o recunoaște că numai Dumnezeu știe. De aceea, vedeți, în secolul acesta în care toată lumea crede că cunoaște tot și știința se dă ca fiind atot cuprinzătoare, Dumnezeu a făcut ca la vremea sfârșitului profețiile să fie înțelese. Și să constatăm cu relativ ușurință, o să vedeți și voi, copiii relativ mici, o să puteți să vedeți cum Dumnezeu cu sute de ani și chiar mii de ani înainte a arătat ce se va întâmpla. Iar asta oamenii de știință n-au cum să o explice. De aceea chiar, practic, o să încep cu câteva texte care sunt din Biblie și care ne învață care e direcția care trebuie să luăm. Pentru că, nu știu, poate o să auziți oameni care să zică că n-au importanță profețiile. Sau, da? Profețiile n-au importanță sau profețiile nu sunt chiar așa, locul lor nu e, ce importanță are că le știm. Aici, în 2 Petru se spune așa, ce avem cuvântul prorociei, adică profeției, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Și acum de ce? Este o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Ce vreau să spun aici cu o lumină care strălucește? La ce vă gândiți? Eu o să mai pun întrebări și o să vă mai... Acum poate... Nu sunteți atenți. Mai degrabă, în Matei. Domnul Iisus a spus așa. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și mai departe zicea. De aceea când veți vedea urăciunea pustiirii despre care vorbește prorocul Daniel. Iar noi o să facem astăzi, da, începem cu cartea lui Daniel. Am uitat să vă spun, am văzut că în titlu era doar Apocalipsa. Dar practic o să facem Daniel și Apocalipsa. De ce? Daniel este o carte, e ABC-ul. Iar e cam ca și cum ar fi clasele primare la dumneavoastră. Înveți adunarea, înveți înmulțirea. După aceea Apocalipsa e cam facultate. Trebuie să știi bine clasele primare care să poți să înțelegi Apocalipsa. Dar asta înseamnă că niște copii nu poate să înțeleagă. Dar aici Domnul Iisus adaugă. Zice, cine înțelege, cine citește să înțeleagă. Da? Interesant este că profețiile sunt înțelese acum la vremea sfârșitului. Și asta nu este pentru că noi suntem mai deștepți, ci pentru că Dumnezeu a vrut așa. Și uitați ce scrie în cartea lui Daniel la sfârșit. Îi zice lui Daniel, care el nu înțelegea prea bine toate cuvintele. Zice, du-te Daniel, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și vor fi pecetluite și pecetluite. Pecetluite înseamnă că ascuns, pus deoparte. Până la vremea sfârșitului. Deci după vremea sfârșitului, după aceea, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face rău și niciunul din cei răi nu va înțelege. Dar cei pricepuți vor înțelege. E ultimul sfat al Domnului Iisus. Care e rolul profețiilor? Zice așa, și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple. Pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Practic, motivul pentru care Dumnezeu a lăsat profețiile este pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți că toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu conduce toate lucrurile. Cine a scris cartea Daniel? Deci noi o să începem practic cu cartea Daniel. Acum, v-am spus, prezentarea mea o să meargă chiar un pic mai sus pentru ca toată lumea să înțeleagă. Cei mici poate s-ar putea să fie, la un moment dat, să piardă. Dacă vreți, simțiți nevoia de o întrebare, interveniți direct, aveți microfonul și puneți direct întrebarea. Până în secolul 3, adică în secolul printre anii 200, practic biserica creștină nu avea nicio îndoială că cartea lui Daniel a fost
ca și evrei, era considerată ca fiind autentică. Însă prin secolul III este biserica creștină. De fapt, nu e biserica creștină, e un filozof. Primul care a considerat cartea ca fiind un fals a fost un Porfiriu, un filozof. Din anul 232. Și scrie așa, că profețiile lui Daniel afirmă că autorul ar fi fost un evreu care a trăit prin secolul II înainte de Hristos. Apropo, Daniel, cine știe când a trăit Daniel? Haideți, un pic. Noi suntem 2020 de la, cine știe? De la? Hristos. Data nașterii aproximative a lui Hristos, da? Corect? Corect? Da. Când a trăit Daniel? A trăit înainte sau după? Înainte. Înainte. Cam când? Aproximativ 600 de ani. 556 de ani înainte de Hristos. Deci 600 de ani, da? Filozoful spune că ar fi fost scrisă după, cu 200-300 de ani înainte. De ce? Și o să vedem mai încolo. O să vedeți la, când o să ajungem la capitolul 7 și 8. Este unul din textele care practic pe orice ateu sau orice necredincios îl încurcă. De ce? Pentru că dacă cartea lui Daniel a fost scrisă cu 600 de ani înainte de Hristos, acolo spune că primul împărat al Greciei va bate pe Medoper. Și cât știți și noastră din istorie este că Alexandru Macedon, cel primul împărat al Greciei, cu armată de 25.000 de oameni, a bătut pe împăratul Medo-Persiei, care avea 1.000.000 de oameni. Și l-a bătut de asemenea fel încât efectiv a distrus tot. Vă dați seama, 25.000 împotriva la 1.000.000. 1 la 40. Deci, ca și cum ar fi 40 de oameni în fața noastră contra unul singur, și ăla a bătut. Și în cartea Bibliei scrie negru pe alb. Că primul împărat al Greciei va bate pe Medo-Persia. Și aici e problemă, e o mare problemă, pentru că dacă cartea, pentru că asta dovedește că Dumnezeu cunoaște viitor. Și singura lor, al ateilor, singura modalitate care poate să spună că nu e adevărat este să scrie că cartea a fost scrisă după aceea. Cum spuneam, poate pentru tinerii, unul din argumentele istorice, și acum pentru cei care sunt un pic mai mari, deși și pentru cei mici, poate înțelege. Unii poate să zică, ok, cartea Biblie așa cum este împărțită, poate n-a fost scrisă chiar atunci, poate a scris-o de altcineva. Și este interesant că există un istoric al Antichității, Iosif Flavius, care spune, și acum încercați să înțelegeți, să vedeți noastră, dacă cartea a fost scrisă înainte de Alexandru Macedon, adică înainte de anul 300 sau după. Spune așa, la data când Alexandru Macedon a intrat în Ierusalim în 333, marele preot Iadua i-a arătat acestuia profeția lui Daniel care prezicea isprăvile lui Alexandru și macedoneanul a fost foarte încântat. Și acum la Antichități Iudaice, cine citește în engleză? Mai bine ca mine, ia. Vedeți textul? Daniel sau Ami? Citiți voi? Pot eu? Da. Zi. De aici, de la And when the book of Daniel. Cine a zis că citește? Hai că citesc eu. Hai. And when the book of Daniel was showed him, wherein Daniel declared that one of the Greeks should destroy the empire of the Persians, he supposed that himself was the person intended. And as he was then glad, he dismissed the multitude for the presence. But the next day he called them to him and bid them ask what favors they pleased of him. Whereupon the high priest desired that they might enjoy the laws of the forefathers and might pay no tribute on the seventh year. He granted all their desires. Mai departe. The place showed Alexander might be in Daniel chapter 7 and 6, chapter 8, verse 3 and 8, and chapter 20, verse 22. Some or all of them very plain predictions of Alexander's conquests and successors. E cineva care nu înțelege engleză? Voi copii de obicei toți înțelegeți?
Da, deci tu... eu un pic nu știu. Deci, când i-a fost arătată? O să traduci, Oletea? Ok. Adică să vă spun sincer, asta nu de cuvinte exact așa, care eu nu le... Păi nu, zi cuvintele tale. Ia zi, cuvintele voastre. Deci atunci când cartea lui The Book of Daniel, când cartea lui Daniel i-a fost arătată... Lui Alexandru cel Mare. Așa. O să admit cineva în okay. Așa. Unde Daniel îl declară ca fiind... Așa, zi, zi. I-a fost arătată și a fost înștiințat că grecii vor distruge... Păi nu, zice că one of the Greek. One of the... Primul dintre greci va distruge imperiul. Unul din greci. Unul din greci. Unul din greci. Pur și simplu, eu a arătat și el a văzut că era așa, unul din greci. Așa, intră Grișa. A crezut că el este ăla. Așa. După ce a crezut asta, a doua zi i-a chemat pe, nu știu, high priest, pe... Preoți, mari preoți. Da, preoți și ea, că asta îmi pare că chiar înainte de război. Da, înainte să câștige, pe asta e. Asta da, a fost că înainte știa că o să câștige și le-a întrebat ce vor de la el după ce câștige. După ce câștige. Exact. Și la 23 scrie, locurile arătate lui Alexandru da. Au fost, puteau fi Daniel 7 cu 6, 8 cu 3 de la 8, tot capitolul 8 la 20-22 și capitolul 11 cu 3. Multe dintre ele very plain înseamnă foarte clare predicții că Alexandru ale cuceririlor Alexandru și a succesorilor săi. Hai să mergem mai departe. Nu știu dacă ați auzit de ipocrife, da? Există cartea lui Macabei, care cartea lui Macabei nu apare în Biblie și nici pentru că este perioada 100-150 înainte de Hristos, a fost scrisă și nici evreii n-au considerat-o ca fiind o carte care să o introducă în cărțile sfinte, cum ar veni. Dar totuși, în anii respectiv, îl menționează pe Daniel și pe cei trei tineri, în așa fel încât este credibil că Daniel și îi scrisese deja cartea la data aceea. Altfel, cum ar fi fost de așteptat ca cititorii cărțile din Tia Macabei, timpul acoperit este până în jurul anului 165, să înțeleagă despre cele scrise. Și mai departe, excavațiile din zona vechiului Babilon arată că detaliile din cartea lui Daniel sunt corecte. Un istoric de Normand spune, cu cât avansează cunoștințele despre scrierile cuneiforme, cu atât se simte nevoia de a revizui, adică a corecta, condamnarea prea grăbită a cărții lui Daniel de către școala germană de exegeză. Travers, este o mare... Majoritatea teologilor ignoră, de efectiv, cartea lui Daniel. Și, într-un fel, pe bună dreptate, pentru că scrie despre ei. Scuză-mă, Alex. Da. Te deranjez. Aș vrea să știu unde scrie treaba cu primul împărat al grecilor, că nu o găsesc. În capitolul 8. Păi la 8 sunt. 8 care? Da, răbdare. Daniel. 8 cu 3 e un berbec cu două coarne. Nu e la 3, nu e berbecul și după aceea. La explicație. O să facem pe delet așa. Păi am o întrebare. Da, spune că... De ce uite, la 8 cu 20 scrie. Okay. 21. Bărbăcele pe care le-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mejilor și peșilor. La 21 zice, țapul este împărăția Greciei și corul cel mare cel din trei dintre împărat. Și acolo se arată că țapul distruge pe berbeci. Deci 20-21, da? Da. Așa, întrebare. Deci, de ce cartea Macabei nu este în Biblie? Mă, asta, da. În primul rând e Vechiul Testament. De ce n-au inclus evrei? Nu știu. Se pare că toți întâmplările respective, într-adevăr, și modul în care vorbesc la vremea respectivă și chiar și Iisus după aceea a confirmat că nu au fost scrise ca venind de la Dumnezeu. Dacă
Vezi în Vechiul Testament, tot în Vechiul Testament și în majoritatea profeților, Dumnezeu spune să scrie o carte, să scrie asta, să scrie asta. Acolo e posibil ca, adică e posibil, sigur, oamenii au făcut o istorie a ceea ce s-a întâmplat. Și de aceea se consideră că aceasta nu este nefăcând parte din cuvântul lui Dumnezeu, adică n-a fost o carte în care Dumnezeu a dorit să fie introdusă. Și asta a fost, ce să spun, asta a fost decizia evreilor și se pare că Iisus, într-adevăr, Iisus a confirmat după aceea, adică a ignorat total această carte. Asta vreau să zic și eu, Alex. Iisus nu citează din, din Macabei deloc. Citează din toate cărțile Vechiului Testament, dar din Macabei nu. Da, deci toate cărțile ale Vechiului Testament? Da. Adică Geneza, Exod, da, Ezechiel, Isaia, de exemplu, profeți, toți profeți, Daniel, toți profesori. Și se pare că cel puțin evreii care au trăit atunci ce au fost scris sau care aveau cunoștința evenimentelor, n-au acreditat-o. Înseamnă că sunt și lucruri fantastice. Adică una, și al doilea putea să fie scrisă de cineva ca o istorie. Ca istorie ce s-a întâmplat. Adică nu a avut, omul nu a avut pretenții că a fost de la Dumnezeu. Înțelegi? De exemplu, eu acum vorbesc, dar nu am nicio pretenție. Dar atunci când cineva spune că, uite, Domnul mi-a arătat să scriu cartea asta, atunci mai aminte. Mergem mai departe. Argumente că Daniel era în vremea... Da, spune. Nu e o întrebare, dar cine a scris cartea este Daniel? Da, Daniel a scris-o, el a scris-o. El a scris cartea. Așa este. Argumente că el ar fi existat, că a fost atunci, este profetul Ezechiel. Da. Care a trăit exact în aceeași perioadă, adică puțin înainte, 586. Deci a fost contemporan cu Daniel. La un moment dat zice așa, chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor, prin neprihănirea lor, zice Domnul, în Ezechiel 14:14. Și în altă parte, la o profeție împotriva Tirului, în Ezechiel 28:3, zice, iată că ești mai înțelept decât Daniel, nici o taină nu este ascunsă de tine. Aici este ironic spusă, pentru că după aceea urmează profeția cu privire la Tir și distrugerea Tirului, care a avut loc când Alexandru cel Mare, efectiv, a ras Tirul. Da, dacă sunt întrebări, să știți, știți bine veni, da? Ok. Și argumentul de bază pentru noi și care practic nu are nicio... Nimeni nu poate să-l dea la o parte. Domnul Iisus însuși l-a recunoscut pe Daniel. Și zice, de aceea când veți vedea urâciunea pustirii, da? Despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, adică la templu, și pe aceea zice, cine citește să înțeleagă. Și pe aceea zice, să fugă la munți și așa mai departe. Dar sublinierea pe care vreau să o spun e dacă cineva vreodată... Da. Nu știu dacă sunt singura care nu știe, dar la ce spune Iisus când spune urăciunea pustirii? O să facem. Există, urăciunea pustirii există în două locuri în Biblie. Există aici și după aceea mai există în capitolul 7 sau 8 cu privire la cornul cel mic. Și o să discutăm despre el, atunci o să discutăm efectiv, o să revenim la el. Okay. Pentru că cele două texte se leagă. Adică efectiv e același cuvânt, urăciunea pustirii. Aici este armata romană. Când armata romană va ajunge în Ierusalim, la templu, atunci cei care sunt în cetate să fugă. A fost semnul pe care Domnul Iisus l-a dat creștinilor. Aici e interesant, apropo de profeție. Știți că unii ignoră, știi? Dar totuși pe vremea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos a dat semnul acesta. Și a zis așa, că romanii vor ajunge în templu. Să fugiți la munte. Și așa a fost. În anul 70, romanii aproape cuceriseră Ierusalimul și erau gata să intre în cetate. Când o veste a făcut ca armata romană să plece. Creștinii, toți creștinii, au ascultat de sfatul Domnului Iisus Hristos și au ieșit din Ierusalim, au fugit. Evreii, când au văzut că romanii se îndepărtează, ce au zis? O, Domnul ne dă în mână pe romani. Și s-au dus și au atacat pe romani. Și asta a permis și într-un fel și ca creștinii să poată să plece liniștiți, că romanii nu mai erau acolo, iar evreii alergau pe romani. I-au bătut așa de rău pe romani, încât după 3 ani romanii au adus o armată și au ras efectiv Ierusalim. Dar niciun creștin n-a murit. Toți creștinii fugiseră.
pentru că citiseră profeția și au înțeles-o. Este foarte important. Așa va fi și la vremea sfârșitului, să știți. Mai departe. Aici, un pic la structura cărții, pentru cei care sunt mai mari un pic. Deci este o parte istorică, sunt, mai țineți minte, întâmplări. De exemplu, Daniel în groapa cu lei și parte profetică. Da? Atât evenimentele cât și profețiile sunt spuse în ordine cronologică, adică exact cum au apărut. Rolul, se pare, rolul capitolului istoric este de a lumina capitolele profetice și tema cărții este judecata divină. Și așa este. Așa cum numele lui Daniel înseamnă Dumnezeu a judecat. În Daniel 4 se spune. Este interesantă, nu? Citea textul acesta. Și așa. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, adică sfatul îngerilor, și pusă la cale înaintea sfinților. Și acum, ca să știe cei vii, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Cine stăpânește acum peste Canada, America? Dumnezeu stăpânește. Și o dă cui îi place. Liviu, dacă cumva depășești timpul, poate, dacă vezi că băieții sunt obosiți, așa te mai uiți la ei, stai, zici, cum adică da? Dacă simt că, în sfârșit, figura principală a cărții este Domnul Iisus și o să vedem, este reprezentat ca piatră, ca fiul al omului, ca fiul de Dumnezeu, că e un sfânt superior lui Gabriel, arhanghelul Gabriel, Mesia, conducătorul sau comandantul Mihail, protectorul lui Israel. O să vedem toate acestea în cartea care o să studiem. Hai să mergem mai la primul verset. Hai, cine citește? Hai, citiți și voi. Care dorește? Beni, dacă vrei, ești binevenit. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a Împresurat. Adică l-a încercuit, da? Domnul a dat în mâinile lui Ioachim, pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu, Nebucadnețar a dus vasele în țara Senior, în casa Dumnezeul său, le-a pus în casa misteriei Dumnezeului său. Corect. Acestea sunt primele două versete, sunt destul de scurte. În spate e o istorie destul de mare, pentru că ceea ce surprinde aici este că, în primul rând, Nabucadnețar a venit împotriva Ierusalimului. Este un lucru care se putea întâmpla oricum. Dar al doilea verset zice că Domnul a dat în mine lui pe Ioachim. Și ne întrebăm de ce, nu? Și este scris în altă parte altceva. Aici există un profet. Și aici poate întreabă cei mici, poate, dar cred că înțelegeți cu toți. V-am spus, prezentarea e făcută mai ales pentru cei mari, ca să poată să meargă mai mult. Profetul Ieremia spune așa în 25:8. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor, pentru că n-ați ascultat de cuvintele mele. Iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul. Și voi trimite pe robul meu Nebucadnețar. Robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorii ei și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur ca să le nimicească cu desăvârșire. Să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărâmături veci. Asta o spune înainte ca Nebucadnețar să vină. Observați că spune și împotriva celor care erau în jur. Nu e neapărat când a ajuns la Ierusalim. Ci practic Nebucadnețar a bătut și Asiria, a bătut și pe împăratul faraon Neco al Egiptului. Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, uruitul morii și lumina lămpii. Toată această țară va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilon timp de 70 de ani. Să nu uitați data asta, pentru că e o profeție. Deci înainte ca să se întâmple, înainte ca Nebucadnețar măcar să bată pe cei care erau în jur, Asiria, pe faraona Egiptului, sau chiar să intre în Israel,
Dumnezeu a promis, a prorocit că așa va fi. Și l-a numit chiar și robul meu. Cele 12 triburi ale lui Israel. Mai țineți minte? Haideți. Da? Aici avem o hartă. Cum sunt așezate cele 12 triburi ale lui Israel? Vedeți Marea Moartă? Și vedeți lacul Galileea, da? Mausul meu îl vedeți? Da. Perfect. Observați. Cam așa erau triburile. Asher, Neftali, Zabulon, Isahar, Manase, Efraim, Gad. Vedeți, Manase erau după în partea dreaptă a Iordanului. De fapt, în stânga acum cobora el. Gad și Ruben, Efraim, Dan, Beniamin. Și jos aici, observați Ierusalimul unde este. Da? Și jos era Iudeea și Simeon. Da? Sunt cele 12 triburi, așa cum le știm noi, care au ieșit din Egipt. Și cam atât au rămas până, să vedem, mai țineți minte, Saul. Pe vremea lui Saul erau așa. A trăit cam 1000 de ani înainte de Hristos. 1020-1000. Și Saul a domnit 20 de ani. Istoria pe care o am aici este de la Lucian Jarnea. Și când a făcut prezentarea aceasta istorică, adăuga, observați că Saul e scris cu jumate verde, jumate roșu. De ce? De ce crezi că a pus jumate roșu, jumate verde? El a fost bun și apoi a fost rău. Exact, exact. O parte a fost bun, adică a fost corect față de Dumnezeu și o parte s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. David a trăit 40 de ani, de la 1000 la 961. Știți că anii înainte scădeau, da? Înainte de Hristos. Corect? Ca să ajungă la anul 0. Și Solomon, care a fost fiul lui David, a fost verde, roșu, verde. De ce? Pentru că s-a închinat legilor care, exact, care s-a căsătorit cu fetele faraon și așa mai departe. Și la nu creștini. Așa, exact. Și după aceea, la bătrânețe se pare că a fost bine. Deci, da, țineți minte anii. Deci, Saul a trăit 20 de ani, David cam 40 și Solomon cât a trăit? Ia să vedem cine face socoteala. Stai, cât a domnit sau cât, cât a trăit? Cât a domnit. Aici. Okay. 37. Exact. Mai departe. După Solomon, mai țineți minte că a văzut fiul lui la... Mai țineți minte ce s-a întâmplat? Cine și amintește? Ai de ce cei mari? Sau cei... Israel s-a despărțit de Iuda. Exact. A venit fiul lui și la un moment dat cei din evrei au venit la ei și au zis cu taxele. Nu, Mircică? Au venit și l-au întrebat, hai să mai scadă taxele un pic. Și ei au zis, nu, o să facem și mai mari. Și în momentul ăsta s-au rupt. Și de atunci, de după fiul lui, practic Israel a apărut doar, s-a divizat doar în două părți. O să fie partea de nord a lui Israel. Să țineți minte cuvântul ăsta Samaria aici, că apare, o să apară în Israel. Da? Și partea de, asta e partea de nord și partea de sud, Iuda. În partea de nord, Câte seminții au fost? Câte au rămas fidele la Ierusalim? Doi, Beniamin. Două. Și Iuda. Iuda și Simeon. Ce a fost dincolo de linia aceasta deasupra Ierusalimului, inclusiv cu Ruben, toți au trecut de partea cealaltă. Problema este că foarte rapid cele de dincolo de râu au fost cucerite de domnii moabiți. Iar o să vedem acum ce s-a întâmplat cu Israel. Aici cred că o să vă trimit fișierul, o să studiați acasă. Este lista de... Ieroboam a fost cel care s-a întâmplat lucrul acesta în 922. Și datorită lui s-a rupt împărăția în două. Și după aceea observați în Israel, partea de nord, e coloana aceasta din dreapta, din stânga. A fost profeția și Iuda este împărăția de la sud. Da? Observați, în partea stângă au fost împărați, în afară de Jehu, care are un pic de verde, toți împărați au fost, cum? Răi! Răi, exact. Ahab, mă amintiți, Omri, Zimri, Ahab. Deci au rămas de proverb, ai știe. Pe și Jehu ce a făcut bine? Jehu, nu mai țin minte, prima parte a domniei a avut tot sufletul lângă Domnul și a făcut reforme, a ars stâlpii, a făcut multe reforme. Mm-hmm. Dar după aceea s-a îndepărtat și el. Nu, a făcut în prima parte a lui. Iuda. În schimb, la Iuda au fost mai mulți. Asa, Iosafat, Ioasa, Matia, Ozaria.
În partea dreaptă era Asiria la vremea respectivă în partea nordică și o să vedem. Uite aici. Deci în partea, cum vedeți, în partea de nord de sud era Asiria. Și astăzi este Siria, se numește. Ok. După aceea a mers până la Israel în stânga, a mers până la anul 724. În 724, practic, a fost cucerit de către Asiria. Deci, regatul de nord, robia asiriană. Cele 10 triburi al Israel, practic, începe robia asiriană în anul 722 înainte de Hristos. Regatul de sud încă mai ține, a mai ținut. Pentru că au fost, mai țineți minte, au fost credincioși Dumnezeu, aduceau jertfe la Ierusalim, aveau preoții din leviți. Regatul de nord și-au făcut ei templul lor, și-au făcut ei preoții lor, au supărat pe Dumnezeu și fiecare împărat a supărat pe Dumnezeu. Mai țineți minte. Interesant este că cei care i-au cucerit asirienii aveau o tactică. Luau oamenii care îi cucereau și îi duceau în altă parte. Și cetățile unde i-a dus e Halal, Habor, lângă râul Gozan, în cetățile mezilor. Și uitați-vă aici pe hartă, cam uite aici, Halal, unde e, tocmai aici i-a dus. Deci aici este Mediterana, pe aici erau cetățile lor, Ierusalim, uitați unde e, da? Corect? Pe aici este Babilonul, Golful Persic și a luat și i-a dus tocmai aici. Alex? Da. Există unii istorici și se pare că au ceva argumente, acum nu sunt pregătit să le dau, însă am auzit o demonstrație, un seminar prezentat de Virgil Peicu, așa, care spune că din cele 10 triburi ale lui Israel au fost duse chiar mai departe și, de fapt, locuitorii Traciei, aha, okay. Tracii și locuitorii dacii de dinaintea românilor, teritoriile dacice și tracice, erau, de fapt, dintre triburile lui Israel. Și sunt niște izvoare istorice care demonstrează că cultura iudaică se găsea cu mult înainte de Hristos pe teritoriul României sau pe zona noastră. Wow, și asta vine de acolo, că acolo au fost trimiși. Dar sunt niște izvoare istorice românești de pe teritoriul României. E greu de dovinit. Aici era Marea Mediterană și aici vedeți sus e Black Sea. Black Sea e Marea Neagră. Și undeva în stânga, aici, în colțul din stânga sus, ar trebui să fie România mai încolo. Deci înseamnă că i-a dus așa pe jos până în România. I-a chinuit. Da, păi dacă i-a cucerit. Dar e o strategie care s-a aplicat de-a lungul timpului și mulți au făcut. De exemplu, Republica Moldova s-a întâmplat lucrul ăsta. Rușii, când au cucerit, au luat oameni din Republica Moldova și i-a dus în Siberia și au dus rușii în România, în Moldova, pentru că și acum, după ce Moldova s-a eliberat, să nu poată să zică că e română. Mai departe. Practic, cele 10 semicii își pierd identitatea națională, vor constitui prima diasporă evrească din istorie. Politica asiriană era dislocarea populației și înlocuirea ei cu alte etnii. Și acum, interesant, împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și Severin și i-a așezat în cetățile Samariei, în locul copilului lui Israel. Ia stai să vedem. N-am aici. Deci fiți atenți, asta e imaginea. Unde i-a pus? I-a pus chiar în mijlocul lui Israel aici. Vedeți Samaria unde e? Deci a luat oameni care nu cunoșteau pe Dumnezeu și i-a pus exact în mijlocul Israel. Și într-adevăr, Samaria a rămas până pe vremea lui Domnului Iisus Hristos. Și a fost problemă pentru evrei. Acum cu regatul de sud. La 722 spuneam că regatul de nord a dispărut. Regatul de sud a mai continuat. Aici, la 640 până la 609, pe vremea împăratului Iosia, este un eveniment important. Și țineți minte data 609, pentru că se leagă de cei 70 de ani. În momentul în care Ieremia vine și spune despre cei 70 de ani, era exact în perioada asta aici. Aici a fost o bătălie între împăratul Neho și împăratul Asiriei și împăratul Iosia s-a băgat
și a mâncat bătaie și a fost omorât. Și de atunci, practic, regatul lui Iuda a fost cucerit. Și de aici se aplică cei 70 de ani care se vor duce exact în primul an în care Babilonul cade și vor fi exact 70 de ani. Și o să vedeți că Daniel face atunci când la un moment dat spune ce am văzut în profețiile prorocului Ieremia, că trebuiau să treacă 70 de ani peste dărâmarea Ierusalimului și m-a rugat Domnului și așa mai departe. O să citim mai departe. Ce s-a întâmplat mai departe? După ce Iosua s-a băgat cu faraon, a încercat să bată cu faraonul Neco și a pierdut. După aceea, Ioachim a încercat să... A venit Nebucanețar, prima invazie, a fost a doua invazie și a treia invazie. Interesant este că înainte să vină invazia, prima invazie al Nebucanețar, Ieremia, care era profeta lui Dumnezeu, le-a spus că cei care pleacă în robie vor fi mai bine, vor scăpa. Cei care vor rămâne vor muri. Ieremia, practic, aici e o fotografie a lui Ieremia, nu știm dacă chiar așa era, dar ideea este că a fost un profet care a vorbit de distrugerea Ierusalimului. Vă dați seama, să fie evreu, să fie în Ierusalim și să vorbești despre distrugerea Ierusalimului. Ce credeți că i-au făcut evrei? A? William, care a apărut acolo? Ce credeți că i-au făcut evrei? Deci tu ești în Ierusalim și vorbești că Ierusalimul va fi distrus. Și spune că cei care vor fi robi, se vor da robi, vor scăpa. Și cei care nu vor da robi, vor pieri de sabie. Vreau să-l omoare sau erau exact, foarte maniați pe el? Exact, toată viața au vrut să-l omoare. Ce e interesant e că la sfârșit, când le-a spus să nu plece după a treia invazie, le-a spus să nu plece în Egipt, că nu Domnul vrea, și evreii l-au luat cu forța cu el. Și acolo au murit. Deci tot n-au crezut. Da, tot n-au crezut, așa. Tot după toate experiențele și toate dovezile astea. Minți, nu Dumnezeu a vorbit prin tine, a? Ok. Ce să facem? Așa să mai... Ieremia. Acum, v-am spus, citesc și pentru cei mari, nu numai pentru cei mici, da? Ieremia, deci în Ieremia 21:3-10, spune. Ieremia le-a răspuns. Spuneți-i lui Zedechia. Zedechia era împărat, împăratul evreic. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi întoarce armele de război care sunt în mâinile voastre și cu care vă luptați în afară de ziduri, împotriva împăratului Babilonului și împotriva haldeilor, care vă împărsoară și le voi strânge în mijlocul cetății acesteia. Apoi eu însumi voi lupta împotriva voastră cu mână întinsă și cu braț tare, cu mânie, urgie și mare supărare. Voi lovi pe locuitorii cetății acesteia, atât oameni cât și dobitoace, și vor muri de o ciumă grozavă. După aceea, zice Domnul, voi da pe Zedechia, împăratul Iuda, pe slujitorii lui, pe popor și pe cei ce vor scăpa din cetatea aceasta de ciumă, de sabie și de foamete, îi voi da în mâinile lui Nabucodonosor. Și în momentul ăsta și Daniel s-a dus în robie. Îi voi da în mâinile lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor care vor să le ia viața. Și Nabucodonosor îi va trece prin acest cuțit și sabie, nu îi va cruța, nu va avea nicio milă de ei și nu se va îndura de ei. Iar poporul acesta să-i spuneți, așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Cine va rămâne în această cetate va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă. Dar cine va ieși să se ducă la haldei, care vă împresoară, va scăpa cu viață, care va fi singura lui pradă. Căci eu îmi îndrept privirile împotriva cetății acesteia ca să-i fac rău. Nu bine, ce domn. Ea va fi dată în mâine împăratul Babilonului, care o va arde cu foc. Interesant este că Daniel, într-adevăr, a fost prizonier în primul război. Și este momentul în care Dumnezeu a zis că dacă vă dați în mâinile lor, veți scăpa cu viață. Dacă nu, veți fi distruși. Aici distrugerea Ierusalimului. Dar, Alex, da, ziceți. Am o mică întrebare. Când eu nu vă văd, să știți pe ecran, pentru că am ecranul mare și nu-mi dau seama cine, dacă ridicați mâna. Să intrați direct. Eu sunt Mircea. Da, știu. Am vrut să vă întreb o întrebare cu privire când ați spus că a fost primul asediu. Da, din cele trei, în care a fost luat Daniel, dar nu căuta și împăratul oamenii înțelepți, adică care, cum se, nu știm acum detaliile. Ce spui? Sunt curios cum... Da, mai fost alte două invazii. Da. Dar cum atunci efectiv a distrus. Da. Cum a fost diferența între cei care au fost luați ca prizonieri și între cei care au fost luați, să spun așa... Nu, știi cum a fost? Mișcă, fii atent. La prima cucerire, Nebucanețar a fost onest. El le-a bătut armata și după aceea pe restul i-a luat prizonier. A fost ok. După ce i-a bătut,
a pus în împărat un evreu, nu mai ține minte, Ioachin. Vedeți aici. Problema e că Ioachin, după aceea, după câțiva ani de zile, a făcut tratat de alianță cu faraon și a vrut să lupte împotriva lui Nebucanețar. Deci după ce Nebucanețar i-a salvat viața, adică l-a lăsat în viață, l-a pus și împărat, da. În momentul ăsta Nebucanețar a venit ca a doua oară și l-a distrus și mai rău. Și a treia oară s-a întâmplat la fel. S-au răzvrătit împotriva lui și atunci efectiv Nebucanețar a venit și a ras efectiv cetatea. Okay. Înțelegi? Adică a fost cum ar veni o trădare după trădare. Deci prima oară te-a bătut, te-a lăsat în viață, te-a iertat. Dar după aia, ăia s-au dus cu dușmanii și tot așa. Înțelegi? Ah, ok, da. Și nu, acum, da. Într-adevăr, Ieremia spune, Ieremia, înainte ca să se întâmpleze, multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta și vor zice unul altuia, pentru ce a făcut Domnul așa cetății acestea? Și se va răspunde, pentru că au părăsit legământul Domnului, Dumnezeul lor, pentru că s-au închinat unor alte altor Dumnezei și le-au slujit. Și asta e valabil și pentru noi astăzi. Cetatea Ierusalimului distrusă. Alex. Da. Da, deci haldeii erau pur și simplu un alt popor lângă ei, care erau tot frăjmașii lor, dar nu le atacau, sau cum? Nu, haldeii au fost în jurul Babilonului, au fost un popor care, când asirienii au fost, în Biblie la un moment dat apar asirienii, cuvântul asirieni, care se tot bat, s-au bătut cu cetățenii lor. După aceea au venit haldeii mai dinspre est, au cucerit zona Babilonului și s-au ridicat ca o împărăție, cum s-au ridicat și romanii sau grecii. Deci Nebucadnețar era haldeu sau? Da, haldeu. Ah, ok. Babilonian, adică Babilon pentru că au cucerit Babilonia. Dar înainte să cucerească Babilonul, erau haldei. Mm-hmm. Ok. Da, nu arată așa rău Ierusalimul de distrus. Da, îți dai seama cum arăta când era construit. This is hurting my brain. Nu uitați totuși într-adevăr. Asta e una din profeții care s-a împlinit la literă, 70 de ani, așa. Toată țara aceasta. Deci înainte ca Babilonul să vină, Ieremia zice, toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu și neamurile acestea vor fi supuse împăratului timp de 70 de ani. Fix. Și așa s-a întâmplat. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului. Și așa s-a întâmplat. Medoperșii l-au bătut exact după 70 de ani. Și pe neamul acela zice, Domnul pentru nelegiuirile lor, voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface niște dărâmături veșnice. Exact așa s-a întâmplat, o să facem profeția asta. Da, Alex? Da. Ați spus 70 de ani. Când e anul de început? 509. 509? 609, scuze. 609. Okay. Văd aici. 609, așa. Și 539 este anul în care medopersii au distrus într-o singură zi Babilonul. Și în primul an al Ucir, ci-l dă decretul, în primul an dă decretul ca evrei să întoarcă în evrei la Ierusalim. Da, deci în 609 a fost începutul profeției și în... Exact. Pentru că 609 și-au pierdut independența. Deci ei s-au băgat să se bată cu faraon. Da. Faraon i-a bătut, imediat după aia Nebucanețar a bătut pe faraon și în momentul ăla ei și-au pierdut statutul de țară condusă de către împăratul lor autonom. Da. Ok. Da, Luca. Ce? Așa. Deci asta a fost promisiunea. Și ne întoarcem la Nebucanețar, care a dus vasele în țara Șinear, da? Aici, după cum bine știți, o să ne mai oprim la Babilon. Babilonul, din punct de vedere arhitectural, într-adevăr, se pare că a fost o minune. A fost, se pare că. Se numesc cele 7 grădini suspendate, adică se pare că 7 nivele, un fel de... Aveau apă potabilă, străzile erau paralele, aveau zidurile cetății. Se estimează că 30 de metri înălțime. 30 de metri înseamnă un bloc cu 10 etaje și se alergau 4, 5, 6 care în paralel pe el. Și era mare. Deci înălțime. Înălțime, lățime, exact. Eu știu că pe toate laturile se puteau trece două caruri, cam cât, să zicem așa, cam cât o șosea de-a noastră, cu două. Așa, tinte. Exact. Și atât erau de late. Dar pe toată circumferința zidurilor, de jur împrejur, se putea. Probabil că erau zone care erau și mai late, dacă erau, puteau circula mai multe care. Dar știu că cel puțin două care puteau trece în același timp.
Babilonii spuneau despre ei că e poarta lui Dumnezeu, Babil, dar în Biblie știți ce se spune despre Babel? E confuzie, locul în care Dumnezeu i-a împrăștiat pe om. Și practic, într-adevăr, a rămas o confuzie pentru că oamenii, în loc să se închine lui Dumnezeu, s-au închinat la alți Dumnezeu. Haideți să terminăm cititul primul verset și cred că aici este o întâmplare care, o descriere istorică care are multe învățăminte. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famililor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Asta neam împărătesc, viță boierească, vă dați seama ce e, nu? Ce înseamnă? A, copii? Ăștia mai mari? Copii puși... Adică erau cei care erau... Din familiile celor cu stare. Nobil, cum ar fi să spun. Nobil, pentru că ei, într-adevăr, aveau timp să, ca copiii să mai învețe. Niște tineri fără vreun cursor trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune din orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famililor dregători le-a pus alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. De ce le-a schimbat numele? Numele zeilor. Una, ca să dea numele zeilor și altă motiv? Ca să-și uite identitatea. Exact, să-și uite identitatea. Deci babilonieni, acum nu mai sunteți evrei. Exact. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. De ce? Ce mânca împăratul? Erau necurate. Erau unele necurate, într-adevăr, aveau tot felul. Al doilea, erau gătite prost. Erau gătite foarte prost. Cum să spune, adică, peste sosuri, era prăjel bun. Peste prăjel și toate lucrurile astea care, într-adevăr. Da. Al treilea, dacă nu era necurat... Acolo. Poftim? Zi. Dacă erau curate, de ce nu, de păi ce nu mânca? Păi și curat. Știi cum e? E un principiu. Ce e interzis, e interzis. Ce e bun, trebuie luat cu măsură. Și făcut... Și de el a ales doar legume. Păi ales legume, că restul... Carne la vegan. Păi da, pentru că... Aici, toți comentatorii spun așa. Daniel și prietenii săi mâncau carne. De unde știm că mâncau carne? De Paște aduceau mielul de jertfă. Da, toți evreii au mâncat miel de jertfă. Chiar și Iisus. Da? Nu uitați lucrul ăsta. Uh-huh. Dar cea mai simplă modalitate pentru ei, și chiar dacă ei ar fi făcut, de exemplu, miel, da? Probabil că ar fi pus vin, ar fi pus o groază de alte prostii peste el, încât tot n-ar fi fost bun de mâncare. De aceea băieții au ales clar. Dă-ne să mâncăm zazavaturi și apă de băut. Asta și cred fructe. A ajutat să arate puterea lui Dumnezeu, pentru că era ceva extraordinar. Bineînțeles. Era ceva, nu numai că n-au mâncat mâncare necurată, dar au mâncat ceva care, logic, pentru babilonieni nu putea să le facă mai puternici. Așa este. Dar de unde credeți că știau? Păi avem... Ce să știe? Verzeturile erau mai bune. Avem recordul Genezei. Exact. Și cred că, într-adevăr, în familie ei mâncau și acasă. Nu, și în același timp am o mică întrebare să spun. Cu privire la mâncărurile care l-au fost date, mă gândesc că erau date și erau, nu numai faptul că nu erau curate neapărat, dar și că erau închinate idolilor. Exact. Închinate idolilor și cum erau gătite. Să știi, Mircică, că dacă intri în bucătărie să vezi câte se pun într-o mâncare, și de multe ori oamenii pun alcool în mâncăruri. Nu numai că dacă ar pune mâncărurile care sunt, știi? Mai în băutură, să pune și alcool. Exact. Dar Pavel spune odată că chiar dacă era închinată zeilor sau așa, nu mai știu în ce carte, dar spunea că era tot ok să o mănânc dacă era curată. Da, apostolul Petru spune lucrul ăsta. Da, după Dumnezeu e un nimic, într-adevăr. Dar nou legământ, nu un vechi. Vezi? Aici Pavel o spune din alt motiv. O spune pentru că la un moment dat ceilalți se uitau și nu prea înțelegeau, dar
Aici era destul de clar. Dacă ceilalți din jur i-ar fi văzut că mănâncă, n-ar fi înțeles decât un singur lucru. Nu că ei consideră că zeii sunt nimica, ci că efectiv se închină la zeii respectivi. De aia cred că aici nu se aplică învățătura lui Pavel. Dar dincolo este un pic altfel și trebuie studiată. Deci Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea. Ceea ce mai cred eu, Alex, este că și dacă ar fi cerut mâncare curată, în popoarele păgâne nu țineau cont de legile existente în Israel. Sanitare. De exemplu, în Israel se spunea să nu mănânci sânge. Când se tăia, trebuia scurs de sânge. Ăștia îl omorau și mâncau cu sânge cu tot. Exact. Când el ar fi zis, bun, mâncăm oaie și dădea o oaie plină de sânge, el tot nu putea să o mănânce. Exact. Și cum erau gătite în vasele alea, tot aceleași vase? Dumnezeu spusese, nu grăsime, nu sânge. Exact. Dar de la cele curate. Și atunci ei iau principiul vegetarian ca să fim siguri. Exact. Și dacă era cu un pic de grăsime, e păcat? Nu, se pare că grăsime n-ai voie să mănânci. Da, trebuie arsă. Adică Dumnezeu zice, grăsimea este a mea și așa trebuie arsă, nu trebuie să mâncați grăsime. Sânge și grăsime, într-adevăr. Uh-huh. Realitatea e că principiul ăsta, să știți că și eu. Că sunt la servicii, nu știu, când fac aia o masă și nu știu ce pe acolo, zic, sunt vegetarian și cu asta basta. Am scăpat și nu mai stau să mai întreb, știi, că asta e de pui sau nu e de pui sau... În sfârșit, nu, e un principiu bun, să știți, în viață o să vă ajute. Căpetenia familiei acestui Daniel, mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vă vadă fețele voastre mai triste decât acelorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia familiei privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncați zarzavaturi și apă de băut. Te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului, să faci cu robii tăi după ce vei vedea. Este corect? Că erau mai bine? Da, 10 zile? Câte este. Și de ce? După ce mănânci o mâncare grea, după ce mănânci, de exemplu, prăjituri, ce să mănânci fripturi, prăjituri și toate astea, păi după aia îți dai o săptămână, stai la pat. Că ai mâncat imens. Da. Și toate și la noi se întâmplă, știți, că toate unele mese după aia stai... Nu pentru copii. Da, exact. Ideea... Nu, și copiii, să fie. Ideea mai este că ei erau acolo ca să învețe pe toți. Exact. Ei bine, eu când am intrat la facultate, după la seminar, la Cernica, se mânca numai vegetarian. Și câteva luni de zile am mâncat numai vegetarian. Când m-am dus acasă în ianuarie, în vacanța de iarnă, decembrie-ianuarie, tata avea cu carne acasă și mama. Și i-am dat una bună cu carne și apoi mă duc să învăț. Ai dormit? Să mă retrag ca să învăț, învățam la greacă. Greaca era grea de nu puteai. Și nu mai puteam să învăț, nu mi-intra nimic în cap. Și mă lua somnul și ziceam, ce se întâmplă cu mine? Și apoi am realizat că după o masă cu carne, creierul nu mai funcționează. Păi, dar tot sângele... Da. Și vedeți, Daniel și prietenii lui erau mai deștepți. Pentru că mâncau vegetale și creierul mergea brici. Ceilalți dormeau. Exact. El i-a ascultat... Da, poate și că ai mâncat doar vegetarian tot timpul ăla, corpul tău și creierul tău s-a obișnuit vegetarian. Asta e clar. Dar e mâncarea mai ușoară un pic. Asta e ideea, ceea ce a zis... Voi poate acum, într-adevăr, la copii nu simțiți că voi consumați foarte multă energie când ați ieșit afară și ați alergat. Dar o să observați că după aceea când o să creșteți, într-adevăr, una e să mănânci mâncăruri grele și alta e să mănânci ceva mai ușor. După aceea poți să faci multe activități. Într-adevăr. La 14. El a ascultat în privința aceasta și a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau înduite și le dătea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și toate visele. Ce vreau să subliniez, există o parte pe care Dumnezeu o dă. Dumnezeu dă înțelepciune. Și pricepere. Dar priceperea, să știți că e ceva care trebuie să o înveți și singurel. Când devii, de exemplu, cineva care e priceput la mașini, nu e un cineva care doar are habar sau îi place mecanica. E cineva care pune mâna și verifică. Devii priceput în lucrurile astea.
De aceea, vedeți, în materie de profeție, trebuie un pic să devii priceput. Adică trebuie să legi textele, trebuie să le citești, trebuie să le aranjezi, trebuie să vezi cum sunt. Să le faci, să le citești cum ca să devii priceput în lucrurile astea. Mai departe, la vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famililor i-a adus înaintea lui Nabucanețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar dintre toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui. Așa a adus-o Daniel până în anul din tâia lui împăratului Cir. Acesta este primul capitol. Las, încă mai las share-ul, dacă sunt întrebări. Ați adormit? Cum vă simțiți? Cei mari, cei mici? Da, William. Am întrebare. Uite, aici la spune, îi găsea de 10 ori mai destoinici, adică cum măsurăm? Adică dacă era cu 2 ori, era foarte mult acum, dacă zice de 10 ori cred mai mult. Cred că era simbolic, cred că dau să zic simbolic, dar în același timp cred că diferența era enormă. Adică, probabil dacă era o limbă străină pe care trebuia învățată, cum a fost, cum zicea fratele pastor. Greacă, trebuie să înveți. Probabil că și ei aveau fel de... Aici, interesant este la ce se pricepeau babilonii. Și babilonii se pricepeau la multe lucruri, de exemplu, matematică. Știau că este radical și pătratul numerelor, astronomie. Am o întrebare. Eclipsele, toate datele, limbi străine și așa mai departe. Poftim? Am o întrebare. Spune. Dar de ce cam toți regii erau foarte răi? E bună întrebare. Păi în principiu, dacă ești prea bun la sufia de pe vremuri. Și acum e aceeași lucru. Dar acum, în sfârșit, te alege 4 ani și rămâi acolo 4 ani ca președinte, nu te dă nimeni jos, e corect? Acum. Dar pe vremuri, probabil că dacă erai prea bun, ceilalți... Nu, în general, cel rău e cel care omoară și ucide pe celălalt ca să ia locul. Și acolo unde n-a fost Dumnezeu, întotdeauna a fost așa. Și în orice societate unde nu e Dumnezeu, noi aici, de exemplu, în Canada sau în țările astea în care cât de cât avem o istorie protestantă și oamenii au ținut cont de Dumnezeu, cei care ne conduc sunt cât de cât oameni buni. Dar unde nu sunt, de obicei dictatorii sau cei mai răi oameni ajung la conducere pentru că ea omoară pe ceilalți. Efectiv, de drept. Dun, dun, dun. Cine a fost? German. În sfârșit. Cam asta e. De obicei de-aia cei mai răi, într-adevăr, ajung sus. Aia dictatorii. Dumnezeu protejează și toată face ca oamenii să ajungă sus. Da, William. Aia dictatorii. Adică cum cei mai răi ajung la putere? Adică e din familie este? Sau? Nu e din familie. Nu e. De exemplu, comunismul. Dar a apărut comunismul... Avea idealuri foarte bune. Era idealul ca oamenii să aibă tot salariul, să trăiască bine. După aceea, prima generație de cei care au luptat au fost omorâți de cei a doua generație care au vrut să ia puterea și Stalin a ajuns să omoare aproximativ, se estimează, vreo 100 de milioane de oameni. Un sfert din Leningrad a fost omorât efectiv ca să-și mențină puterea. Adică sunt oameni care, de exemplu, dacă ar fi acum un meeting afară împotriva ta, aici, în Canada, n-ar face nimica. Dar în alte țări, ar pune armata și ar omorâ. Deci oricine ar gândi altfel decât împăratul, ar fi omorât. Așa a fost întotdeauna și mai ales pe vremurile acelea, într-adevăr, în care noțiunea de democrație era și de libertate personală de a alege pe care a lăsat-o Dumnezeu. Și aici e numai Dumnezeu care lasă, pentru că în țările creștine, unde Dumnezeu a învățat că oamenii au libertatea față de Dumnezeu să aleagă, aici democrația a apărut. În toate țările unde n-au primit creștinismul, deja sunt dictatori. Dar în sfârșit, asta e asta, altă discuție. Alte întrebări? Cei mari, cei mari. N-a fost încă profeție deocamdată. Mircica. Mă gândesc puțin la un simplu lucru. A fost când spune că Dumnezeu i-a binecuvântat ca și consecință faptul că au acceptat și au rămas la principiile care le aveau,
Asta a fost ca o consecință a faptului că au decis să nu se să nu se atingă de niciun fel de carne dată de către babilonieni. Ce crede, Mircică? Eu cred că a fost mai numai, deci dacă ei nu mai atâta carne așa asta aici, dacă citești mai capitolul 1, poți să tragi concluzia asta, da? Da. Eu am avea impresie că ei au cunoscut pe Ieremia încă de când era în Ierusalim. Deci Ieremia vorbea în Ierusalim, Daniel și prietenii săi erau în Ierusalim. Ei au ascultat pe Ieremia și au mers robi mai departe. Unii se pare că s-au ascuns și au rămas mai departe acolo. Eu cred că la ei a fost o credință mult mai puternică decât faptul numai mâncărurile. Și a fost o credință mai de-a lungul cam întregii vieți. Pentru că saltul mare mi s-a părut acolo, să accepti să te duci ca rob într-o țară străină, luat de dușmanii tăi, doar la cuvântul profetului Ieremia, mi se pare imens. Mare credință, da. De-aia cred că după aceea lucrurile au fost ca o urmare. Ei n-au mâncat pentru că deja erau credincioși lui Dumnezeu. Și a fost o urmare aceea. Faptul că, okay. Înțelegi? Adică inițial. Mâncările și toate astea au fost un lucru. Dar într-adevăr Dumnezeu îl punctează aici și arată că într-adevăr totuși marea majoritate a oamenilor când sunt puși în fața unui împărat uriaș, unui mare conducător, încearcă, aproape uită de ceea ce a zis Dumnezeu. Și ei, într-adevăr, au o problemă care aparent se pare că n-ar fi chiar așa importantă. Au rămas credincioși. Da. Înțeleg. Și asta a fost e ceva să-i spui împăratului că bucatele tale nu prea sunt bune. Nu? Deci era împăratul care tăia capul la cine vrea, da? Să stabilim. Nu că nu sunt bune, dar că nu erau sănătoase. Nu, dar să-i spui împăratului că tu mâncarea ta nu prea e bună. Adică el faci pe el nesănătos și... Păi în România, dacă te duci la o masă, la cineva simplu și îi spui că mâncarea nu e bună, te aruncă pe fereastră. Și vorba e simplu, poate să fie doar țăran, nu e niciun pretenție. Dar să te duci la împăratul care efectiv dispune de viața ta și să spui acolo că mâncarea lui nu e bună și că tu vrei altceva, să știți că a fost totuși mare curaj. A fost mare curaj. Băieți? Nu doar de o singură zi, 10 zile. Asta tot. Păi da, și după aceea, da, exact. Unde ei oricum aveau o valoare, nu? Poftim? Băieții ăștia. Oricum aveau o valoare în ei. El n-avea să le omoară pur și simplu așa că a investit în ei. Mă. Nu, da, faptul că... Crezi că avea 100 acolo. Cred că avea 100-200. Da, asta cu mâncarea a fost... A, da. A fost înainte. Deci avea grămadă, adică... Seama, un puști un 18 ani, tu ești împărat acolo, ai 40-50 de ani, ai cucerit toată planeta și vine un puști de 18 ani și spune că lui mâncarea ta nu e bună. I-a plăcut. Da, ceva nou. Spune ceva nou, da, trebuie să ai simțul umorului bine, adică. Nu știu în ce verset spune, dar spune că a căpătat trecere în fața căpetenilor. Deci e clar că era ceva special între acești patru tineri. Deci nu erau probabil modalitatea în care a spus-o. Pentru că probabil că n-a fost cu tupeu, n-a fost cu bătaie de joc, n-a fost cu îngânfare. Și a fost un pic de umilință, înțelepciune. Da, pentru că chestia asta cu mâncarea poți să te dai mai sus, să spui în fel multe lucruri. Dar dacă o spui cu înțelepciune și umilință, oamenii mai ascultă. Și să vă că a luat mai mult timp decât doar câteva zile. Apropo, noi nu vrem să mâncăm așa ceva și iată. Deci a fost o perioadă de timp în care acel om a văzut că acești oameni erau speciali. Acești oameni... Da, după ce au văzut sau... Deci era clar că nu... Adică nu era doar o dorință de-a lor și așa. Se vedeau efecturile. Deci... Da. Da, se pare că și căpetenia oștirii era un om înțelept, într-adevăr, și Dumnezeu a avut acces la inima lui. Pentru că dacă te pui în locul lui, să riști capul pentru faptul că niște tineri fac niște mofturi la mâncare, nu știu dacă dintre dumneavoastră s-ar găsi cineva să le facă favoarea asta. Chiar de, asta și nu. De asta zic că trebuia să vadă că e ceva special. Da. Alex, zi. Eu mai rețin că am și undeva că numele
Belșațar, Șadrac, Mișac și Abednego nu erau de fapt numele care le-au fost date. Mm. Daniel l-a alterat când a scris cartea lui ca un semn de împotrivire. Că, spre exemplu, nu exista un Dumnezeu care se cheamă Belt. Era Bel și de fapt era Belșațar, dar Daniel a adăugat un T în cartea lui când a scris-o ca să mm-hmm. nu ia credit la cei care l-au numit așa și ca să, bine, să facă o diferență. Albert, și ce cred eu? Uite, fii atent, hai să-ți dau un sfat. Există multe, multe, poate să existe multe teorii de astea. Poate să fie adevărate, corect? Mm-hmm. Dar dacă nu știi, n-ai cum să o verifici. Nu e bine să... Nu e bine, chiar dar poate să zică cine o zic, poate să zică și fratele pastor de la Anvon. De exemplu, când Pavel predica în Berea, frații se duceau acasă și îl verificau pe fratele Pavel. Așa e și cu fratele pastor și oricine vorbește. Dacă poți să verifici ceea ce zice și e adevărat în Biblie, e corect. Dar dacă nu, acum că numele sunt, să nu sunt, ne ocupă procesorul. Este o resursă scrisă de Jacques Dutan, care a cercetat lucrul ăsta și care a zis, care, bine, s-a familiarizat cu cultura babiloniană și ce Dumnezeu avea acolo și posibil. Poate el concluzia asta logică. Nu știu, doar da. Albert, asta a fost numai în numele Belșațar? Nu, în toate patru. Mm-hmm. A adăugat chestii în toate patru? Da, sau a omis chestii, sau s-a schimbat puțin. Da. Posibil. Uite, spre exemplu, Abednego e de fapt Ardinabu, dar că înseamnă slujitor al lui Nabu sau ceva, și pe celălalt se schimbă la Abednego. Mm. Bă, nu știu. Eu pe Daniel, cum îl văd destul de cinstit așa și nu cred că a umblat el cu trucuri de-astea. Adică m-a scris ce s-a întâmplat, efectiv. Da. Mai degrabă aș merge pe ideea că sunt așa cum sunt, da? În sfârșit, vom vedea. Dar oricum nu-i esențial, nu? Da. Stai clar. Adică aceste nume care li s-au pus nu erau numele lor ca și evrei date de... Da. Părinților, ca să zici că oricum erau nume păgâne. Deci. Exact, asta e clar. Copiii, sunteți bine? S-a înțeles ceva? Beni, tu ai înțeles ceva? Un pic? Capitolul istoric o să vă descurcați. Când o să ajungem la capitolul 7, 8, 9, o să fie mai greu. Pentru că acolo sunt date istorice, sunt astea, dar este bine de făcut, poate, pentru că vă obișnuiți cu ele. Și ușor se întipăresc. Studiem Daniel în particular sau și Apocalipsa? Daniel și Apocalipsa. Apocalipsa, pentru că nu poți să înțelegi Apocalipsa fără Daniel. Practic, Daniel este ca o școală primară. Te învață adunarea, te învață bazele profeției. Da. Deci și după aceea trecem la Apocalipsa. Acolo e Liviu. Liviu, fratele pastor, o să adauge. Ok, sigur. Asta am vrut să știu. Liviu, încheiem. Da. Oletea, mai ești pe acolo? Te-am pierdut? Văd că sunt oamenii, dar cred că au... Sunt încă 35. Oho, asta e bine. Dacă mai sunt întrebări, sunteți bineveniți. Pritul la început, la Daniel, la cărți, lucruri generale. Săptămâna viitoare, deci o să facem prima profeție, Daniel 2, care va vorbi despre viitorul, despre Europa. Spre Europa, așa cum o știți și astăzi chiar. Salut, Denis, ești binevenit. Îți dai și cu părerea. Deci o să discutăm despre Europa. Și chiar o să fie lucruri care... Sunt întrebări care trebuie să răspundem și astăzi. Dar când o să fie Zoom? Când o să fie? Săptămâna viitoare? Tot vineri. Tot vineri seara, tot la 8. Să discutăm practic de lucruri care chiar sunt astăzi, pentru că Uniunea Europeană, ați auzit de Uniunea Europeană, încearcă ca Uniunea să fie din ce în ce mai puternică. Aici deja începe să fie pentru cei mai mari. Dar v-am spus, cei mici, mai ascultați, mai țineți minte, o să mai creșteți, mai învățați. Dar oricum, cred că spune profeția că nu se vor putea uni. Deci... Păi da, tocmai de asta, dar vezi că au făcut euro. O să discutăm săptămâna viitoare. Da, tot. De dacă ține sau nu ține. Da. Liviu? Da. Păi, haideți să ne rugăm.
Mulțumim, Alex, pentru seara asta. Sper că pentru seriile următoare a fost frumos, a fost bine. Eu cred că a fost pe înțeles, nu? Și... foarte bine. Dorotea, s-a înțeles ceva un pic? Da, sigur. Raluca, merge? Radu? Da. Un pic acolo, nu... Da. Ne vedem săptămâna viitoare. De ajungem la lucruri mai... începem să lucrurile la lucruri mai complicate un pic. Dar ușor așa începem să înțelegem. Da. Haideți să ne rugăm. Eu vreau numai să știu ce, da. Ce este mâine. Poftim? Mâine se ține ceva? Sau? Mâine? De, dimineața este școala de sabat. Acum se fac pentru grupele adulți. Liviu, pentru tineri? Când sunt grupele pentru tineri? Pentru școala de sabat. Pentru copii. Da? Sunt dimineață și pentru companioni și pentru juniori și pentru toți. Acum. Sunt dimineață, trimit instructorii. Acum, da, bine ai venit. Dorotea, dacă, la ce grupă ești tu? Te-am invitat-o eu, că mi-a trimis... Așa. Aha, dacă vrea să participe mâine, ar trebui... La 10.30 să... tineretul. La 10.30. Să dea mail-ul la unul dintre tineri sau la, ca să poată să primească adresa unde... Mi-a trimis-o Letea și comunică Letea. Dacă ți-a trimis, atunci poți să-i o dai mai departe și mâine vă puteți vedea. Să zic că puteți să veniți și cu părinții la prezentare. Cuvântul e bine să veni. Nu e nicio problemă. Radu, mai ești acolo, Radu. Radu, Mărnică, bine, Mărnică. Veniți și voi, mă, toată lumea. Că poate greșesc, nu de alta. Și împreună învățăm. Teo, a mers bine, a fost ok? S-a înțeles un pic, e simplu acum, nu? Eu practic, Ole m-a lăsat pe mine, ea a avut o urgență acum, au plecat... 2-3 minute în urmă. Ok. În caz de ceva, dacă la încheiere sau așa, să fiu eu. Dar să înțelege cât de cât așa, nu? Prezentarea. Da, se aude bine, Abel nu mi-a spus nimic, cred că... Abel. Trebuie să-l vedești pe Abel, da. Abel e înregistrat ca streaming acolo, live stream. Ok. În orice caz. Eu zic, dacă nu mai sunt întrebări, facem o rugăciune și încheiem pe seara aceasta. Foarte bine. Hai să vedem. Hai, atunci o să fac eu o rugăciune. Bine, Teo, sigur. Ne despărțim. Bun. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru acest sabat, îți mulțumim pentru săptămâna de lucru care s-a încheiat și acum am ajuns în ziua de odihnă care Tu ne-ai dat-o, Doamne, în mod special. Îți mulțumim pentru această discuție, această prezentare a lui fratele Alex. Îți mulțumim pentru că avem acest timp disponibil să studiem despre profeție și despre aceste adevăruri care ne sunt de o mare importanță, mai ales pentru noi, dar de fapt pentru toată lumea. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem tot ceea ce studiem, să reținem, Doamne, și să punem în practică și de asemenea să transmitem acest adevăr și altora. Rămâi cu noi în această seară, binecuvântează fiecare membru prezent aici, fiecare copil, fiecare părinte și ajută-ne, Doamne, să plecăm de aici binecuvântați. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat toate acestea. Amin.